Salut și bun venit la un nou clip de pe Reef Farm. Astăzi vom efectua un tratament foliar la roșii. O să vă arat imediat ce vom folosi. Până atunci o să vă arat cum arată roșiile în a 10-a zi de la plantarea în solar. Iar așa se prezintă roșiile, cum am spus, a 10-a zi de când le-am plantat. Avem Marifete Funo, așa se numește hibridul. Da. Deci se duc foarte bine. Într-o săptămână o să intrăm să legăm, poate chiar mai repede, vedem cum se prezintă în continuare. Au flori. Da. Pare primul copil aici jos, da, după cum se vede. Când o să intrăm să le palisăm, o să defoliem, o să luăm primul, deci o să luăm copilul jos și prima frunză. Da. Așa se prezintă fiecare în parte. Foarte bine momentan. Frunze curate, da? Dar totuși, preventiv, o să venim cu un tratament imediat, pe care, cum am spus, o să vi-l arăt și vouă, o să vă arăt exact ce folosim, să vă spun și dozajul. Da, nimic rău de spus despre acest hibrid. Acest hibrid de la Syngenta. Foarte frumoase, foarte frumoase roșiile. Iar acestea sunt produsele pe care o să le folosim. O să le folosim toate trei împreună. Da? Avem de la Aectra Atonic, da? Stimulator de creștere și fructificare. De voastră vedeți în videoclip aici cum se numesc, da? Și puteți să le căutați pe internet să citiți exact la ce ajută, pentru că dacă stau să le citeze pe spate sau să le spun toate astea, o să fie un videoclip foarte, foarte lung. Nu foarte lung, dar lung și poate puțin plictisitor. Da. Radomil Gold de la Syngenta, da. Acesta este un fungicid. Iar combinat cu el o să folosim Vertimec, da, insecticid. O să le combinăm toate trei. Această fiolă e exact pentru 10 litri de apă. Acest plic este pentru 10 litri de apă, 25 de grame. Iar din Atonic vom folosi, după cum au și scris pe el, 5 ml la 10 litri de apă. Pe urmă, vom pune capcanele pentru musculițe, în special pentru tuta absolută. Da? Deci vom pune și astea la final. Pentru asta avem nevoie, cum am spus, de 10 litri de apă. Eu folosesc apă nu caldă sau, deci nu încălzită, doar am lăsat-o la soare în ultimele câteva ore, ca să nu fie pentru frunze și pentru plantă un șoc apă foarte rece, ele fiind calde, pentru că stropesc seara. Acum e ora 6:30, temperatura în solar e cam de 22 de grade, de fapt chiar 22, m-am uitat. O să le amestec și o să vă arăt în continuare cum le vom aplica. Cum am spus, tratamentul îl fac preventiv, frunzele scurate, față spate, da? Deci nu avem dăunători în solar momentan, dar vreau să le fac acest tratament preventiv, pentru că dacă le pierzi sau le scapi sau efectiv îți intră în solar anumite insecte sau mana, dacă intră mana în ele, știi, atunci e mai greu să le scoți la normal și e mult mai indicat să le faci tratamentele preventiv ca să nu ai probleme. Cum am spus, apa nu e încălzită, dar am lăsat-o la soare în ultimele câteva ore. Am uitat să iau termometru pentru apă ca să vă arate exact și câte grade ar avea, dar oricum nu e ca și atunci când e rece din fântână. Le-am amestecat, o să mai lăsăm soluția încă câteva minute ca să dizolve foarte bine
fungicidul pentru că a fost, a fost praf, nu a fost lichid. Încă o chestie care vreau să o spun e, dacă urmează să faceți un tratament la orice, nu doar la roșii, nu uitați să spălați foarte bine aparatul care stropiți, indiferent că ați dat cu un îngrășământ sau cu un tratament foliar la altceva, după fiecare folosire, utilizare, spălați-l foarte bine, pentru că dacă combinați mai multe chestii împreună, e posibil să nu iasă ceva bine. Da, când aplicați un, când aplicați un îngrășământ sau un tratament foliar la orice legumă, da, nu e nevoie să necați planta efectiv în, în soluție, deci nu stai cu șprițul pe ea o oră sau să-i dai până efectiv bea și la rădăcină din ce îi aplici. De-aia îi se spune foliar, da? Îi se dă doar pe frunze, da? Merge curând până în capăt, formă din toate pe celălalt și în așa fel ele se, sunt stropite din ambele părți, da? Orice îngrășământ, orice tratament îi se aplică la o plantă foliar, îl absorbe mult, mult mai repede decât, decât radicular. Deci nu e nevoie să îmbibați frunza în apă. Adică nu e nevoie să, să stropiți excesiv. După cum poți să vezi, doar m-am dus odată pe un rând, mă întorc pe celălalt și efectiv îi aplic din ambele părți soluția și totul e ok. Da, se poate vedea, cred că și pe cameră, soluția pe frunze, cum am spus, chiar dacă doar am trecut o dată, nu neapărat în viteză, dar am trecut doar o singură dată cu, cu șprițul, da? Pe frunze a ajuns cât trebuie, deci nu e nevoie să facem exces de, de nimic, nici de tratament, nici de îngrășământ, fie el bio, fie el chimic, nu contează, fiecare cum, cum dorește să-și crească culturile, da? Dar oricum planta nu știa mai mult decât are nevoie dacă vine vorba de îngrășământ. La fel dacă vine vorba de tratamente, nu? Îi aplicăm cât are nevoie, dozajul care e indicat și toate, toate sunt ok atunci. Da, cum am spus, avem și primii copil jos. O să intrăm, în ele la copilit când le vom și palisa și vom face toate, toate dată. Le vom palisa, le vom copili și le folia prima frunză în același timp. Nu intrăm tot pe rând, pentru că se pot face toate, toate dată. Da, normal, o să meargă mai încet un pic, dar aia e, cu asta ne ocupăm. În continuare o să, să punem aceste capcane pentru, pentru trips. Da? Cum am spus, o să punem, câte 5 pe fiecare parte. De asta am și stropit acum cu insecticid, da? Ca să, ca să ține tripsul la distanță de solar. Să sperăm că nu o să avem probleme, dar pentru a fi pregătiți pentru orice, noi deja am, ne-am făcut tratamentul și o să pun și capcanele astea, da? Deja, uite, deja s-a pus o muscă, nu trips, ăla e foarte mic și alb, da? S-a pus o musculiță aici. Ok, o să vă arăt cum, cum le facem, dar astea vin în pachet cu, cu benzile. Deci vin toate la, la pachet. E o sârmă dată în ceva plastic. Ok. Asta e tot. Și ne ducem să o agățăm sus pe bara de cultură sau pe, pe sârmele din solar, cum vreți. Am pus câte 5 capcane pe fiecare parte. Solarul nu are decât 24 mm lungime, deci ar trebui să fie ok. Cum am spus la început, am făcut acest tratament preventiv. Da? L-am făcut din timp, înainte să avem probleme cu mana la roșii sau cu trips sau cu păianjenul roșu. De aceea am aplicat pentru trips și păianjen am aplicat insecticidul, iar pentru, pentru mana am aplicat acest tratament fungicid, iar atonicul pentru stimularea plantelor și a florilor. Iar la final am pus aceste capcane
să sperăm că nu o să avem nevoie de ele, da? Cam atât pentru azi. Asta e ce le-am făcut noi acum, în a 10-a zi de când sunt plantate. Urmează palisarea și copilirea lor. Probabil să filmez și atunci să vă arăt cum procedăm noi. Până data viitoare, vă urez toate cele bune. Nu uitați să dați un like și un subscribe la canal. Mulțumesc mult!